Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astăzi seara suntem alături de Gabriela Braniște. Bună seara, Gabriela, și îți spun că face o deosebită plăcere să fim împreună în această seară. Te voi prezenta așa, Gabriela Braniște, conceptualist, sermoterapeut și scriitor. Iar pot să spun că, eu îți mulțumesc tare mult, pot să spun că înainte de emisiune mi-ai dezvăluit că scrii la viitoarea ta carte, pe care, crede-mă, o aștept din tot sufletul. Sunt curioasă că o să fie ceva unic. Dacă tot ai dezvăluit, și eu aștept această carte. Cred că eu aștept cel mai puternic. Am două cărți, de fapt. Una dintre ele se numește Nimuria, Călătorul în timp. Uh-huh. Și cea de-a doua este un soi de roman în roman. Este un stil scriitoricesc creat de mine, inventat de mine, și are la bază visul în vis și povestirea visului în vis. Vise pe patru niveluri, ce se întâmplă cu corpul uman și cu chimia corpului uman, în momentul în care din vis te trezești în alt vis. De fapt, adormi în visul respectiv, câte niveluri sunt și cum funcționează creierul uman și ce se întâmplă din punct de vedere chimic instant în corpul tău în momentul în care ai parte de un asemenea vis care la un anumit nivel este conștient. Apoi te pierzi. Apropo de prima carte despre care ai vorbit, despre memoria călătorului în timp, eu te văd pe tine un călător în timp. Adică aș putea spune că intuiesc o carte ușor autobiografică. Pentru că tu așa te manifesti. Exact ca un călător în timp. Mulțumesc, că nu pot face o asemenea afirmație. Într-adevăr, personajul feminin Aina Mura și personajele sunt extraordinare pentru că se întâmplă de o asemenea manieră încât basmul ne conduce în anii 1200, ne conduce la începuturi, când erau cei patru logos care au pur și simplu au creat un contract pentru pământ, au semnat împreună un contract pentru pământ. Apoi ne trezim pe la 1800-1900, în Bucureștiului 2013. Acțiunea începe în București. Exact așa, de altfel cum am și spus, într-un fragment pe care l-am prezentat. Am citit un fragment din acest roman la 6TV. Totul începe odată cu meditația la doamna Melfiora. Eram pur și simplu la București, eram în curs. Eu sunt mai rebelă de felul meu, eram oarecum... Eram într-o anumită stare, însă m-a cooptat 100% meditația respectivă și din acea meditație am pornit într-o călătorie care, iată, poate fi un roman. Acum rămâne de văzut. Ideea este că, într-adevăr, ne întâlnim în linii temporale diferite. Avem impresia că suntem aceleași personaje. Avem senzația că este doar o senzație. Mai urmează să avem parte și de demonstrații, de argumente, dar eu am întâlnit oameni
cu care m-am mai întâlnit în alte structuri temporal-spațiale și ne-am recunoscut unii cu ceilalți. Da, astăzi ai propus o temă extrem de interesantă și dezbătută pentru prima dată, cel puțin la 6 TV, cristalul lichid și secretul nemuririi. Este o temă dezbătută pentru prima dată în România. Nu este o temă nouă, ea a fost analizată începând cu anii 1600, dar nu am avut la dispoziție nici softul și nici tehnologia pentru a putea dezvolta, analiza și sintetiza o asemenea informație. Bineînțeles că eu voi porni în această călătorie, așa cum stă bine unui povestitor, pentru că eu sunt un povestitor înainte de a fi un scriitor. Deocamdată n-am demonstrat nimic cum că aș fi un mare scriitor, dar cu certitudine sunt un bun povestitor. Ființa umană are nevoie de o poveste ca să vindece realitatea și de un adevăr ca să transmute. În consecință, informația am transpus-o de o asemenea manieră, iar modul de expunere este logica comparată. Așa cum spune și cardiomaghia, avem nevoie de logică și așa cum spune și Moșon. Pentru că este imperios necesar să fac această afirmație, eu sunt un produs Moșon. Vom înțelege pe parcurs despre ce este vorba. Există un singur scop, un unic rost al ființei, evoluția, cu tot ceea ce incumbă acest concept, adică nemurire și inteligență. Erele pe care le-am traversat au avut ca scop evoluția, iar acest proces evolutiv s-a realizat în eoni. Eonul este scala geocronologică a istoriei Pământului sau timpul geologic. Sunt patru eoni. Primul este eonul Hadean, 4.000 de milioane de ani în urmă. Cel de-al doilea eon este eonul arhaic. Urmează eonul proterozoic și eonul care ne creează nouă prezentul, eonul fanerozoic. Deci, marca procesului evolutiv este viață în timp. Nu există evoluție în afara vieții, cum nu există viață decât prin evoluție. Iar evoluția se realizează în timp. Evoluția și viața sunt, în consecință, într-o legătură inextricabilă. În extenso, rostul ființei este de a acumula experiență concret senzorială, care este marca timpului, pentru că numai această călătorie evolutivă în timp creează experiență. Acumularea experienței se numește memorie. Memoria este principalul factor care susține viața. Nu există supraviețuire în afara memoriei. Memoria este soft, este creier. În consecință, rostul unic al vieții este de a crea soft, de a crea creier. Cu cât o entitate este mai evoluată, adică are soft, cu atât supraviețuirea este mai lesne și această supraviețuire care presupune un efort continuu se transformă în viețuire, se transformă în experiență, în memorie, în evoluție. Ceea ce într-adevăr evoluează prin intermediul ființelor, indiferent de natura acestora, este reprezentat de elemente. Elementele au fost denumite, au fost povestite, au fost mitificate și mistificate și au devenit zei. Bineînțeles, au creat mitologii pentru ființele aflate în procesul evolutiv la un anumit nivel de conștiință. Pe măsură ce materia a evoluat, a creat soft, pentru că aceasta este marca evoluției. Ei bine, și prin soft
s-a creat ceea ce noi cunoaștem sub denumirea de hologramă. De fapt, soft, creier, egal observator, hologramare, imagine. Hologramare este reprezentarea materiei ca rețele neuronale, adică cuvânt și imagine. Deci hologramarea este modalitatea prin care materia este reprezentată. Doar pentru că există un soft și doar pentru că există conștiință, doar pentru că există memorie, adică hologramare, materia există. Există materie conștientă de ea însăși. Și, ceea ce era de demonstrat, o materie conștientă de ea însăși este evoluată. Ei bine, începutul, pentru că vrem să ajungem la hidrogen 3, oxigen 2, care este cristalul lichid, care este drumul către evoluție, nemurire și inteligență, avem nevoie să facem o paranteză și să prindem din urmă firul pe care l-am lansat în emisiunea anterioară, fir narator, un fir narator excepțional, vorbeam despre zei. E bine, ca să înțelegem ce reprezintă acest hidrogen 3 oxigen 2, să înțelegem cu adevărat ce reprezintă elementele sau ce reprezintă Dumnezeu, pentru că, iată, omul a creat reprezentări, pentru că aceasta este marca softului. E bine, pentru a înțelege toate acestea, deschidem o paranteză și ne oprim asupra mitului denumit Enuma Elish sau reorganizarea lumii. Despre ce poate fi vorba în acest mit excepțional, care este mitul suprem? Este povestea supremă. Acest mit face parte din cosmogonia Mesopotamiei. Vorbim așadar despre Sumer. Sumerul este un urmaș al Simeriei. Simeria este firul cunoscut de mamă care a dat urmașul Sumer. Povestea începe aici și se continuă în Sumer. Dar cea mai bine păstrată, conservată cosmogonie este cosmogonia Mesopotamiei. Și ce mister se lășluiește în această mitologie, în aceste mitografii extraordinare. E bine, aceste mituri, da, vorbim despre mituri, vorbim despre mitografii, despre canoane mai vechi sau mai noi, care au fost adunate. Se vorbește despre Namu. Namu ca fiind, de altfel, apa primordială care zămislește, fără intervenție bărbătească, un munte, adică un munte. Acum găsim acest cuvânt în limba engleză și moon în limba engleză înseamnă lună. Dar moon în limba engleză este sintagma utilizată în limbajul tracogetodac ca fiind particulă de munte. Acest proces de zămislire, fără intervenție bărbătească, face din Namu zeitatea supremă. Namu este apa primordială, este supa primordială, este Zama, care zămislește. A zamisli înseamnă a crea din Zama, adică din apa. Și cum se creează? Se creează Ama, care este pentru noi suflet, suflare, viață. Și acest suflet, această suflare, această viață, marca vieții, este ferecată în această supă primordială, care este, de fapt, consoana Z. Ei bine,
Faptul că această cosmogonie mesopotamiană vorbește despre apa primordială, care de altfel este apa sărată, de aceea se și numește Namu, pentru că Na este simbolul pentru natriu, adică sodiu, sare. De ca și cum aceste mituri, aceste mitografii ne vorbesc despre elemente. Mai precis despre elementele care compun tabelul lui Mendeleev. Numai că se întâmplă ca undeva cu 5.000 de ani înainte de punctul zero, un rege pe nume Hammurabi să gândească o reorganizare a acestui mit al creației, cum este expus în vechea structură, da? În care nu se vorbește despre creație, ci despre zămislire. Dar Hammurabi, prin aceste mitografii pe care le transformă în canoane și le impune la modul totalitar, creează un nou concept, fapt pentru care el vorbește despre Marduk ca fiind zeul suprem, care în lupta sa cu această entitate extraordinară, Tiamat, care este reprezentarea apelor, da, creează în sine ceea ce este. Deci ceea ce vreau să spun este că povestea originală, așa cum este reprezentată în mituri, vorbește despre lupta elementelor și despre elemente ca fiind zeități primordiale, dar după anul 5000, la anul 5000 înainte de Hristos, regele Hammurabi reorganizează această cunoaștere, reorganizează, da, toate aceste mituri, povestiri, da, de o asemenea manieră, încât transformă aceste elemente în reprezentări zeiești, le dă o denumire, creează o poveste, este povestea pe care noi o cunoaștem astăzi. Faptul că această lucrare a lui Victor Kernebach este scrisă cu mult timp înainte. Deci vorbim despre o lucrare scrisă în 1978, publicată în 1978. Da. Deci, de ca și cum această analiză mitologică pusă la dispoziție într-o lucrare pe care oricine o poate studia, este oarecum, creează pentru noi oarecum un semn de întrebare. Da? Pentru că peste vechea structură consacrată luptei elementelor se suprapune stratul teologic, scrie Victor Kernebach, ascunzând într-o alegorie politică totalitară impusă de Hammurabi în reforma sa religioasă, opera atribuită noului zeu global Marduk. Da? Și se numește A doua creație a lumii. Acesta este conținutul mitului Enuma Elish, reorganizarea lumii, despre care de altfel vorbește și Kagyomagia, știința despre suflet și trup de la Trakoceto Daci, faptul că ne-au fost modificate aceste structuri informaționale, atât la nivel de reprezentare, cât și la nivel de ADN. Ei bine, acum că am înțeles că reprezentarea primordială, nu știu să găsesc în acest moment un cuvânt potrivit, pentru că dacă spunem zeița Namu, da, atunci iarăși creăm această confuzie. Iar confuzia este de evitat. Deci, această reprezentare a ceea ce este la începuturi, adică Namu, apa sărată, primordială, apa divină, este subiectul. Este subiectul principal, paraantropologic, asupra căruia ar trebui să ne aplecăm cu conștiință, indiferent că suntem spiritualiști, terapeuți, medici. Pentru că despre apă și sare este vorba. Este vorba despre hidrogen, trioxigen, iar toate miturile și
indiferent unde ne orientăm privirea, nu ajungem decât aici, la punctul hidrogen preoxigen sau hidrogen de oxigen pur, pentru că dacă noi, ca ființe evoluate, am înțelege că suntem constituiți din 99% apă, atunci, cu adevărat, tot ceea ce este cunoaștere, tot ceea ce este informație, ar fi decodat și privit de noi, analizat dintr-o perspectivă cu totul diferită. Deci iată și miturile esențiale ne vorbesc despre același lucru. Despre apa sărată, namu, apa primordială, despre zama primordială, supa primordială, din care s-a realizat zamislirea, conceperea și, bineînțeles, această structură care scindează în apă sărată și apă dulce, pentru că noi suntem un construct de apă sărată și apă dulce. Apa sărată este namu și apa dulce este reprezentată ca zeitate sub denumirea de Apsu. Aceasta este cosmogonia Mesopotamiei, mitul Enuma Elish, reorganizarea lumii. Deci, iată, până și mitul primordial, vechi de mai bine de 5.000 de ani, nu vorbește despre altceva decât despre lupta elementelor, despre supa primordială și despre modalitatea în care, modul în care noi, ca entități, ca ființe, ne-am conceput. E bine, să realizăm o legătură, o conexiune între aceste informații este cât se poate de dificil. Dar eu voi încerca. Spuneam că începutul este namu. Pentru a desluși materia, spuneam anterior, facem hologramarea. Adică, pentru a desluși ceea ce este ca materie, avem nevoie să realizăm, pentru că suntem deținători de soft, explicitarea ei prin cuvânt și imagine. Spuneam că namu este apa primordială, iar apa este memorie. Apa este soft. Toată experiența concret senzorială de la 4.000 de milioane de ani în urmă, când se manifesta eonul Hadean, este înscrisă în apă. Apa este elementul care se manifestă, evoluează și se reciclează prin noi. Prin apă se reciclează, de fapt, soft. Și acest soft, care este computer constituit din cristale lichide, și vom vedea de ce, este marca evoluției, a inteligenței, a memoriei și a ceea ce noi cunoaștem sub denumirea de nemurire. Deci, acest soft trebuie hrănit cu ceea ce a fost conceput să funcționeze, adică cristale lichide, hidrogen, 2 oxigen și sare. Dacă ne-am zămislit în apele Namun, înseamnă că suntem concepuți din aceste ape. De aceea, afirmația pe care o realizează astăzi antropologii este cât se poate de corectă. Suntem 99% apă. Iar calitatea vieții noastre depinde de calitatea apei. Pentru că suntem apă. Și pentru că acest construct și tot ceea ce reprezintă viață, suflare, a pornit din apă. Bineînțeles că acest concept de nemurire, care este visul ființei evoluate, presupune în primul rând un soft, inteligență. Iar acest soft reprezintă memorie. De fapt, nemurirea este apanajul memoriei. Cu siguranță, pentru a crea un astfel de soft, avem nevoie și de alte elemente, nu numai de hidrogen, de oxigen, nu numai de sare. Avem nevoie de tiamină și grăsimi.
Avem nevoie de lumină, raze UV și infraroșii. Avem nevoie de hrană vie. Avem nevoie de somn circadian. Avem nevoie de împământare, de fitonutrienți. Avem nevoie să manifestăm, da, natural ceea ce suntem. De aceea, defecația naturală este extrem de importantă. Avem nevoie de electroliți. Fier, siliciu, potasiu, crom, sulf, magneziu, cupru, zinc. Da? Toate aceste elemente conduc către continuitatea vieții. Nemurire. Visul ființelor, da, este în sine un proces de aducere în corp a celulelor stem. Un mod de viață dictat și proiectat de natură. Cel cu care ai fost proiectat a funcționa. Prin analogie, dieta hidrei. Pentru că hidra, ca orice entitate, ca orice viețuitoare, este nemuritoare. Însă și ea poate muri dacă nu i se asigură hrana, dieta prestabilită de natură. Același lucru se întâmplă și cu noi. Și faptul că noi conținem acest program al nemuririi este vizibil, pentru că noi ne regenerăm permanent prin apă și celule stem. Astfel, vorbim despre celule stem tinere, vegetale, de exemplu reprezentate prin polen, care este elixir divin, floral, spermidină sau steroid anabolizant natural. El este preparat de adevărații alchimiști, biochimiști sau alfizici, cum îi numesc eu, ai naturii, unici planetari. La acest elixir se adaugă un alt elixir, laptele fermentat, brânza, grăsimea divină, îi spun eu, ce ne siliconează mitocondriile. Pentru că, cu adevărat, grăsimea este combustibilul cu care funcționează mitocondrie. Iar mitocondria, cum spuneam într-o emisiune anterioară, este Dumnezeu. Sunt 5.000 de mitocondrii care funcționează la unison și ele sunt create, pentru că sunt extratera, sunt create, da? Sunt zămislite de o asemenea manieră încât să producă energie infinitală. Dacă aceste mitocondrii sunt hrănite cu ceea ce ele au fost proiectate, da? Cu combustibilul cu care ele au fost proiectate să funcționeze, e bine, ele vor produce energie la mod infinital. Deci, grăsimea este hrana, combustibilul, da? Elixirul elixirelor paradivine cu care se hrănește acest construct extraordinar care este Dumnezeu în noi, mitocondria. Cu adevărat, îmbătrânirea este deteriorarea ADN-ului. Eu nu consider că acest cuvânt îmbătrânire poate să redea cu adevărat ceea ce se întâmplă de-a lungul timpului cu ființa umană. Nu. Vorbim despre o deteriorare a structurii genomice. Iar această deteriorare este în sine preludiul morții. Suntem construiți nemuritori. Însă deteriorarea ADN-ului conduce la moarte, anulează programul nemuririi. Deteriorarea ADN-ului este preludiul unei morți premature. Pentru că vorbim despre mutații ADN, radicali liberi, ce contribuie la instabilitate genomică. Vorbim despre leziuni ADN, disfuncții mitocondriale, acumulare de celule zombie, adică mutante, sau copiate eronat. Pentru că despre asta este vorba, despre copierea eronată a datelor din ARN în ADN.
De aceea, nu despre îmbătrânire este vorba. Și care cumva acest proces de îmbătrânire nu, la un anumit nivel nu poate fi considerat normalitate. Îmbătrânirea, mai bine spus sarcopeneia, este un proces cât se poate de clar de deteriorare a ADN-ului. Iar această deteriorare se datorează modului în care noi ne alimentăm. Pentru a funcționa, orice structură, orice mașinărie are nevoie de un combustibil. Dacă oferi mașinăriei respective combustibilul cu care a fost proiectat să funcționeze, mașinăria respectivă va funcționa, se va regenera. Bineînțeles că acest proces sarcopeneic poate fi accelerat sau înfrânat. Cu siguranță, vorbind despre despre tiamină, vorbind despre grăsimi, despre acizi carboxilici, vorbind despre omega-3, omega-9, oarecum suntem în contradicție cu ceea ce am fost educați, cu ceea ce am fost noi învățați că ar fi hrană, combustibil pentru noi. Pentru că noi suntem structuri extrem de complexe. Suntem mașinării extrem de complexe. În interiorul celulelor noastre există aceste constructe extraordinare, mitocondriile, care sunt din afara terei. Deci, oarecum aceste mitocondrii, aceste mașinării neobosite, infinitale, care și-au găsit locaș și au găsit casă, da? În celula primitivă, conferă celulei primitive o viață foarte lungă. Cu condiția ca celula primitivă să hrănească mitocondria cu combustibilul cu care ea a fost proiectată să funcționeze. De aceea nu putem vorbi despre soft. Nu putem vorbi despre inteligență, despre nemurire, atâta timp cât noi nu ne cunoaștem originea. Nu știm cum s-a desfășurat acest proces de zamislire, de concepere, nu ne cunoaștem constituenții, nu știm cum funcționează, cu ce energie funcționează acești constituenți, aceste particule, da? Aceste bucăți divine din noi. Vorbim despre divinitate, vorbim că suntem Dumnezei, dar suntem din ce în ce mai bolnavi. Vorbim despre inteligență, vorbim despre creativitate, dar suntem din ce în ce mai bolnavi. Vorbim despre capacități extrasenzoriale, vorbim despre dorințe de a ne depăși condiția, dar suntem din ce în ce mai bolnavi. Este imposibil ca, având parte de o hrană ca cea pe care noi o consumăm de cel puțin 500 de ani, este imposibil să vorbim despre capacități extrasenzoriale, despre capacități de vindecare, despre capacități creative, despre orice tip de capacitate de regenerare, atâta timp cât noi nu hrănim structurile care suntem cu combustibilul cu care ele au fost proiectate să funcționeze. E adevărat că emisiunile cu mine sunt foarte complicate, pentru că eu realizez un periplu, așa, v-am dus la către mituri, la Namu, ca să înțelegem că, de fapt, și drept zeitatea supremă, și miturile conțin aceste adevăruri, zeitatea supremă este apa primordială, apa sărată, și, bineînțeles, zeitățile care derivă, și anume electroliții sau elementele, sunt în miturile vechi, adevăratele mituri, zeitățile. Zeitățile. Numai că
Într-adevăr, s-a întâmplat o reorganizare de ca și cum cineva ar veni astăzi, din vari considerente, să rescrie întreaga noastră gramatică. Și atunci ne-ar fi din ce în ce mai greu să ne înțelegem. Fiind noi, în structurile noastre, deținem aceste adevăruri. Pentru că noi suntem sare. Suntem apă și sare, în proporție de 99%. Deci este clar cumva că am fost orientați într-o direcție greșită. Și acum am notat pentru domniile voastre câteva elemente esențiale care să susțină ființa umană în această călătorie de regenerare. Spuneam că noi suntem apă și sare. Mușchii, cel mai întins organ din corp, sunt 99% apă gelificată, adică cristal lichid, adică laser imaginar, adică laser care produce imagine, care reflectă lumină. Sodul este hidrofil, deci este puntea, este gelul elastic care ține moleculele de apă unite, coerente. Este laserul fără de care genomul nu poate fi citit coerent. În consecință, un construct care este susținut, hrănit, alimentat cu altceva decât cu ce s-a zămislit, din ce s-a zămislit, adică hrănit cu elementele din care s-a creat, este un construct care dă erori, care degenerează, care se oprește din procesul evolutiv. Este, în consecință, un construct sortit morții, de natură. În asemenea condiții, citirea, decodarea informațiilor din ARN în ADN este eronată și despre asta este vorba. Se numește eroarea de citire a datelor. Sarcopenie, boală, conflicte emoționale, confuzie, creează indivizi care nu sunt de cursă lungă. Iar softul acestor indivizi este lipsit de inteligență și de creativitate. Este un soft incapabil să discearnă. Este confuzat, este în consecință în evoluție. Pentru că undeva noi simțim cu toții deopotrivă că ceva s-a întâmplat cu ființa umană. Că suntem într-un proces involutiv. Că ființa umană trăiește din ce în ce mai puțin, că se moare prematur, că ființa umană este din ce în ce mai îndepărtată de natură și vă invit să pornim împreună această călătorie a naturii, pentru că veți vedea această logică comparată, acest construct extraordinar care este natura și care suntem noi, de fapt, ne-a condus de o asemenea manieră încât pur și simplu ne-a îndepărtat de noi. Iar lucrul acesta se vede ca manifestare, ca oglindă în ceea ce se numește societate. Se vede lucrul acesta. Spuneam că esența este apa. Noi ne-am zămislit în apă sărată, apa primordială. Suntem concepuți în apă sărată, dar suntem hrăniți cu apă dulce. De altfel, în cosmogonie, mitul vorbește despre Tiamat, da, reprezentarea apelor sărate, și Apsu, zeul, reprezentarea apelor dulci. Deci noi suntem această combinație. Spuneam la începutul emisiunii că esența este hidrogen 3, oxigen 2. Conceptul nu mi-aparține. Și nu este nou. El a fost evidențiat din 1600. Dar spuneam că din vari motive
fie din lipsa de logică comparată, de tehnologie sau din lipsa unui moșon, sau poate datorită faptului că apa este un element prezent cu care ne-am obișnuit. Pentru noi, în acest moment, apa nu este un lucru extraordinar. Cu siguranță nimeni nu este fascinat în acest moment de apă, pentru că apa este ceva normal, ceva ce se află în realitatea noastră. Educația ne-a condus de o asemenea manieră să considerăm ceva normal, cât se poate de normal această apă. Dar această apă este elixir. În primul rând, apa este extratera. Ea a venit odată cu acest ghețar, în care se află înscrise toate structurile ADN ale tuturor viețuitoarelor. Dar aceasta este o altă discuție. Ei bine, datorită acestor factori, încă noi nu conștientizăm importanța apei. Și de asemenea, în acest moment, sunt foarte puține lume care au conștientizat că noi suntem consumatori de cristal lichid, că suntem computere cuantice care au fost concepute, zămislite să funcționeze cu cristal lichid. Ei bine, acest cristal lichid nu este altceva decât hidrogen 3, oxigen 2, apă topită. Hidrogen 3, oxigen 2 este laserul, este unicul laser care poate citi corect CD-ul, softul, în care procesul evolutiv a imprimat pentru eternitate misterul vieții genomice. Deci, acest cristal lichid este laserul sau capul de citire. Imaginați-vă un CD de pickup, da? Capul de citire este hidrogen 3, oxigen 2, laserul care citește CD-ul, care citește structura genomică, ADN-ul. Bineînțeles că acest laser, hidrogen 3, oxigen 2, nu este tocmai apa pe care noi o consumăm. Nu. Diferența dintre apa comunitară și hidrogen 3, oxigen 2 este colosală. În primul rând, apa comunitară ne oferă o hidratare sintetică. Și când mă refer la apă comunitară, mă refer la apa de izvor, apa de fântână, apa de PET, apa de țeavă sau apa produsă de diferite dispozitive sintetice. Nu există dispozitiv în acest moment în lume care să poată reproduce, mima procesul natural de înghețare, de transformare a apei lichide în apă cristal lichid. Nu există în acest moment aparat în lume care să poată mima acest proces natural. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalez un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Doar această moleculă hexagonală, doar această apă compusă din molecule hexagonale, poate penetra membranele celulare pentru a intra în celulă și pentru a hidrata și a crea un mediu prielnic mitocondrilor. În consecință, hidrogen 3, oxigen 2, adică hidrogen 2, oxigen pur, cu moleculă hexagonală, este elixirul elixirelor, din care noi ne-am conceput.
Pentru că acest ghețar, care pur și simplu a poposit întâmplător în această structură, da? Acest ghețar care există și astăzi și este foarte bine păzit. Ei bine, noi ne-am conceput, ne-am zămislit și prin această apă, care este cristal lichid, am primit programul nemuririi. Este laserul care citește coerent și corect CD-ul, adică ADN-ul uman, genetica umană. Realizează corect și coerent transcrierea informațiilor din ARN în ADN. Această apă ne-a fost dată la concepție prin laptele matern. De aceea alăptarea este sfântă, divină. Eu am fost alăptată până la vârsta de 3 ani. Deci am fost hidratată cu acest hidrogen 3, oxigen 2, un timp destul de îndelungat. Da, am avut acest privilegiu. Bineînțeles că acest hidrogen 3, oxigen 2, elixirul elixirelor, se poate consuma în continuare, pentru că ea se găsește, această apă, în aceeași formă moleculară hexagonală, în fructe, în mierea căpăcită. Bineînțeles, este căpăcită în hexagon, în lăptișorul de matcă, în orice grăsime animală vie, atenție, în legumele de sezon, în special cele fără semințe, în ceață, în rouă, în ploaie, cu condiția să abuzăm de elementul care ne-a scos din primul eon, adică din eonul Hadean, cum spuneam la începutul emisiunii, și anume să profităm, să abuzăm de soare, de lumină. Pentru că hidrogen 3, oxigen 2, împreună cu lumina, creează ceea ce noi cunoaștem astăzi în spiritualitate, entitatea de lumină, adică eul lumin, așa cum spune Kagyo, magia, știința despre suflet și trup, de la Draco Getodagi. Pentru că acesta este marele secret, acesta este marele mister. Eu sunt într-un astfel de proces. Viața mea se desfășoară la acest nivel de conștiință. Eu sunt astăzi, pot afirma cu tărie, un produs marca Moșon. Sunt eleva acestui profesor extraordinar, acestui om care trăiește ca noi toți și care a avut încrederea și inspirația de a-mi oferi câteva informații, de a-mi permite să realizez conexiuni și să ating acest punct de înțelegere. Pentru că acest punct de înțelegere este cel mai important. Oamenii se pot însănătoși. Oamenii își pot prelungi viața. Oamenii își se pot reconstitui, reconstrui. Nu cred că există ceva mai frumos în lume decât acest secret. Pentru că este un secret pentru marea majoritate. Cine reușește astăzi să deslușească acest mister a elixirului planetar, hidrogen 3, oxigen 2, apa topită, apa care s-a eliberat de toate substanțele chimice, reziduri chimice, deșeuri și elemente anorganice. Apa care este capabilă să prelucreze lumina soarelui cu tot spectrul ei fațetar. Lumina nu poate fi prelucrată
de ființa umană, ființa umană nu se poate încărca pentru că noi suntem baterii. Nu se poate încărca datorită faptului că lumina nu se poate înscrie decât în această fațetare, hidrogen 3, oxigen 2. Adică în puritatea acestei ape, numai un corp hidratat cu hidrogen 3, oxigen 2 poate prelucra și înmagazina lumina divină. Pentru că este divină. Pentru că noi trăim datorită acestei lumini. Apa, lumina și fitonutrienții au creat acest soft care noi suntem astăzi. Deci hrana noastră primordială este apă, hidrogen 3, oxigen 2, lumină și grăsime divină. Fie că vorbim despre grăsime animală, fie că vorbim despre grăsime vegetală, vorbim despre grăsimi, despre acești acizi carboxilici omega-3, omega-9. În acest moment, omul este un semi-erbivor de subzistență, spune Moșon. Miile de mitocondrii sunt înghesuite în celule, iar cinetica lor, adică mișcarea lor într-un astfel de mediu neprielnic, fie că el este lipsit de apă, fie este un mediu în care apa comunitară, îmbâcsită de elemente patogene, face imposibilă producere, această mișcare cinetică și producerea melatoninei, care este în proporție de 95% apanajul mitocondriilor. Melatonina este antidotul morții. Este antioxidantul esențial contra stresului metabolic și oxidativ. Deci, miile de mitocondrii mor. Da? Vorbim despre capacitatea inimii. Sunt spiritualiști în România care vorbesc despre inimă și despre racordarea noastră la inimă, a creierului la inimă și într-adevăr, da? În celule inimii se găsesc mii de mitocondrii. De aceea inima este foarte, foarte importantă pentru noi, dar încă nu știm de ce. Ei bine, pentru că, iată, cea mai mare concentrare de mitocondrii se găsește în această celulă și această concentrație de mitocondrii, aceste mitocondrii extraordinare, extratera, vor produce melatonina, care este un antioxidant esențial. Ei bine, aceste mitocondrii, aceste constructe extraterestre, funcționează doar cu hidrogen 3, oxigen 2, lumină și grăsime. Din păcate, mitocondriile nu funcționează cu glucoză, adică cu cereale. Ceva s-a întâmplat, iată, în primul rând pentru că educația ne-a condus în această direcție, în al doilea rând pentru că suntem supuși unor constructe cât se poate de înlănțuite, da? Cum este, de exemplu, tradiția. Tradiția ne ține înlănțuiți acolo ce e bine, ce e rău. În plus, ceva s-a întâmplat cu softul nostru, este clar, pentru că cumva ființa umană se îndepărtează de esență. Și în loc să creeze fantasticul, creează fantasmă, pentru că atâta timp cât te afli într-un corp nehrănit, da? Și nehidratat, cu elemente vii, da? Cu care ai fost conceput să funcționezi, ei bine, ești înfometat. Și această înfometare
exagerată, exacerbată, conduce către căutarea unor forme de fantasmă care depășesc da, logica despre care vorbește hagiomagia și știința despre suflet și trup de la Treacoce Todaci. Deci să păstrăm fantasticul și să conducem acest construct care suntem către depășirea limitelor, dar să renunțăm la fantasmă. Am notat și câteva idei concrete referitoare la nutriția paleolitică. Eu i-am spus arta de a trăi paleoregește. Acesta este proiectul Moșon pe care l-am lansat cu ceva timp în urmă. Sau dieta paleo. Deși dietă nu mi se pare un cuvânt potrivit. Este un mod de viețuire, este o artă de a trăi. Și este o artă pentru că ne permitem din ce în ce mai puțin să trăim astfel. Pentru că mâncarea pe care ființele umane o consumă astăzi, hrana cu care se hrănește, este din ce în ce mai departe de ceea ce ar trebui să fie. Nutriția trebuie să fie vie. Adică apa vie, grăsime vie, proteină vie, fitonutrienți. Totul este un proces terapeutic. Și această terapie este terapia nemuririi în sine. Vorbim despre terapia luminică. Dimineața privim soarele în ochi. Pentru că această lumină care pătrunde în iris va răseta întreaga structură ADN. Deci, terapie luminică, fotoluminică, infraroșii naturale. Terapia parabioza sodică. Pentru că noi ne-am născut din apele Namu, apele sărate primordiale. Deci mediul nostru este apa sărată. De aceea ne permitem o terapie parabiotică sodică. Apă cu sare. Apa cu sare. Terapie prin împământare. Terapie apicolă. Terapie cu celule stem tinere vegetale. Terapie micro. Aici trebuie să facem o paranteză. Vorbim despre microbiom. Această terapie microbiomică se referă la piele, cavitate bucală și stomac intestin. Eu consider că există aceste trei tipuri de microbiom. Pielea este un tip de microbiom, pentru că această sare, care nu poate fi ingurgitată, da? Și prelucrată de microbiomul, da? Intestinal. Deci, sarea, care este un construct, un element anorganic. Această sare este fascinantă, această chestiune. Această sare este prelucrată prin intermediul acestui microbiom care este pielea. De aceea, noi ne îmbăiem în apă cu sare și, bineînțeles, mă refer la apa de ploaie. Deci, în apa de ploaie am pus sarea, da? Și acesta este Namu. Acesta este mediul în care ne-am zămislit. Iar pielea va prelucra acest microbiom extraordinar, va prelucra acest element natriu și, bineînțeles, îl va conduce direct în sânge. Apoi, cavitatea bucală este un microbiom absolut fascinant. Pentru că, într-adevăr, vorbim despre celule stem vegetale. Dar ce sunt aceste celule stem vegetale? Polenul, spermidina, elixirul elixirelor. În primul rând, acest polen trebuie predigerat. De-a lungul timpului, ființele umane au pierdut capacitățile
digestive. Și au pierdut digestia. Observ că de la o anumită vârstă, ființele nu mai pot mânca decât anumite mâncăruri. Asta pentru că ne-am pierdut digestia, iar această digestie poate fi recăpătată tot cu ajutorul apei de ploaie. Deci, înainte, da, de a conduce în stomac acest polen, el este prelucrat, predigerat de acest microbiom din cavitatea bucală. Același microbiom din cavitatea bucală va prelucra și va absorbi și apa. Pentru că apa se mănâncă. Mestecăm apa și o îndoim cu salivă. Aceasta este modalitatea prin care realizăm hidratare 100%. Și cel de-al treilea microbiom, stomac-intestine, da? De aceea vorbeam despre terapia microbiomică. Piele, cavitate bucală și stomac-intestine. Terapie hidromelică. Vorbim despre hidromel. Este un vin de miere. Este un produs alcoolic preparat prin fermentația unui amestec compus din apă, miere și polen. Ce poate fi mai bun? Terapia cu ceară, ceara predigerată. Ceara se predigeră cu ajutorul miezului de nucă. Este vorba despre acidul oleic, un ulei gras vegetal omega-9. Ceara conține întregul tabel electrolitic. Vorbesc despre tabelul lui Mendeleev, precum și numeroase chei în regenerarea și înfrânarea stresului oxidativ. Noi folosim această ceară în creme. Deci, iată câteva elemente, doar câteva elemente care converg către ceea ce se numește o hrană vie, un combustibil creat special de natură pentru tine. Atât mierea, cât și hidrogen 3 oxigen 2 au o structură hexagonală. De altfel, totul în natură este așa. Pentru că totul funcționează în același sens. Iar acest sens este evoluția, pentru că așa am început emisiunea. Totul este în acest sens, viață și evoluție. Nu poate fi altfel. Mai sunt câteva idei. Dacă îmi permiți, Olga, într-o emisiune destul de îndepărtată, vorbeam despre experimentul realizat în anii 50 de cercetătorii Miller și Urey. Un experiment în care s-a simulat condițiile de formare a primelor forme de viață pe Pământ. Cercetătorii au așezat într-o eprubetă elementele care considerau că au parte, ar fi cele care au participat la crearea vieții pe Pământ. Bineînțeles, acestea în condiții putative și bineînțeles că s-a favorizat numeroase reacții chimice care sintetizau compuși organici mai complexi din compuși anorganici mai simpli. Bineînțeles că în anii 50, 1952, dacă mi-amintesc cu precizie, nu s-a întâmplat nimic în eprubetele respective, decât și cum experimentul a fost un eșec. Însă undeva în 2007, aceste eprubete au fost scoase la lumină de niscavai studenți curioși și au observat că s-au sintetizat compuși organici complexi. Asta înseamnă, cumva, că hidrogenul, oxigenul, amoniacul, care erau elementele participante la acest experiment, în timp, da, au condus la formare de structuri organice. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, oxigenul, hidrogenul, lumina sunt participante, deci s-a demonstrat
că sunt participante la crearea vieții. De altfel, există numeroase lucrări excepționale, cum este cea scrisă de Greg Braden, pe care am citit-o cu foarte mult timp în urmă. Mi-amintesc că nu eram aici în Apuseni, în care Greg Braden ne explica acolo, printr-o analogie extraordinară, cum de fapt și de drept Dumnezeu este etern. Da? Și despre ce vorbim? Vorbim despre hidrogen, despre oxigen, da? Și așa mai departe. Deci, cumva, undeva, atât mitologia, cât și oamenii de știință, antropologii, cercetătorii, ne-au condus și ne conduc în orice moment către această idee. Sunt numeroase alte informații pe care le-am notat, însă consider că este suficient. Doresc să-mi adaug doar o singură idee despre hidrogen 3, oxigen 2, și anume că hidrogen 3, oxigen 2 este apa pură obținută din apă de ploaie. Apa de ploaie este cea care se îngheață, pentru că apa de ploaie este mult mai curată. Ea nu conține aceste elemente anorganice. În plus, această apă de ploaie, pentru că acest circuit al apei în natură, modul în care a fost creat acest construct, da? Această apă de ploaie este într-atât de benefică pentru noi, încât ea nu numai că va hidrata intracelular, ci va reface pur și simplu microbiomul nostru. Pentru că secretul longevității unei ființe umane este digestia. Suntem sau nu capabili să digerăm? Pentru că acest proces de digestie este mult mai complex decât credem noi. De aceea apa se mestecă și nu se bea, se mestecă, da? Pentru că în acest proces metabolic, deci ceva intră, ceva iese. De aceea enumeram, pentru că este esențial să vorbim despre lucrul acesta, defecația contra naturii. Deci, să fim serioși, în paleolitic nu putea fi vorba despre tron. Da? Este clar cumva că am fost concepuți, da? În conformitate cu natura. Noi ne-am îndepărtat de natură și tot ce trebuie să facem este să ne întoarcem. Deci, privim în stânga și în dreapta și vedem foarte clar că oamenii sunt în fantasmă, ceea ce este vizibil, este deja demonstrat, nu este o afirmație pe care o realizez eu acum. Pentru că această defecație contra naturii va conduce toate acele reziduri înapoi în sânge și în creier. Deci noi nu gândim cu rețele neuronale. Oamenii nu gândesc cu rețele neuronale, gândesc cu aceste reziduri. Deci nu poate fi vorba despre nicio înălțare spirituală. Atâta timp cât noi nu avem la dispoziție cristalul lichid care să realizeze citirea corectă și coerentă a datelor din ARN în ADN. Atâta timp cât noi nu avem microbiom, atâta timp cât digestia nu se realizează, atâta timp cât nu ne hrănim cu hrană vie, nu poate fi vorba despre niciun soi de evoluție. Nu poate fi vorba despre niciun soi de evoluție a ființei umane, poate fi vorba despre evoluția inteligenței artificiale, dar cu siguranță nu despre evoluția ființei umane. Este o altă discuție. Există numeroase remedii, există numeroase. Acestea nu sunt remedii care participă și ele la viața noastră. Este un stil de viață. Deci, eu m-am mutat în Apuseni pentru a trăi astfel. Pentru a consuma grăsime vie, apă vie,
pentru a mă bucura de ceață, pentru a mă bucura de rouă, pentru a sta în lumină, pentru a mă împământa, pentru a dormi acel somn extraordinar în ritmul lui circadian. Pentru că este clar că nu funcționează microbiomul, nu funcționează atâta timp cât toate aceste procese fiziologice nu sunt realizate în ritm circadian. Așa este creată structura. Deci nu poate fi vorba despre niciun fel de înălțare spirituală atâta timp cât noi nu deținem soft, atâta timp cât suntem în plin proces de deteriorare, o deteriorare mitocondrială. Cu ce să facem înălțarea spirituală? Cu ce să avem? Cu ce? Cu ce energie să putem produce inteligență, să putem produce creativitate, efort fizic până la urmă și orice altceva dacă aceste motoare extraordinare nu sunt alimentate cu ceea ce au fost concepute să funcționeze. Despre ce poate fi vorba? Deci nu. Da. Mulțumesc, Olga, mi-ai permis Interesant. să... Da, iată, suntem computere cuantice și ne hrănim cu cristal lichid. Pentru mine este absolut fascinant. Este absolut extraordinar. Este ceva... Este moșon. Da. Gabriela, înțeleg că acum, zilele astea, ții un curs. Da. Unde? 26-27 noiembrie, chiar în acest weekend, am creat un curs pe care l-am intitulat Genetica Poetică. Am abilitățile, studiile necesare pentru a îi susține pe cei care au un talent poetic scriitoricesc să treacă mai departe. Pur și simplu le dezvălui niște cavei tehnici, metode, mecanisme prin care îi pot crea metaforă și pot crea subiectul, firul unui poem sau a unei povestiri, a unui bas. În 3-4 decembrie propun un curs îndrăzneț, creează materii prin energia sexuală. Bineînțeles că nu poate fi vorba despre ridicarea energiei sexuale și așa mai departe, cum am fost noi educați. Este un curs strict pentru doamne și are în vedere, aici voi destămâi eu despre experiențele mele pe care le-am avut la Mantaccia și despre ceea ce se întâmplă cu un corp care a fost hrănit și energizat, da? Cu astfel de alimente, cu hrană vie și, bineînțeles, ce se poate întâmpla când noi suntem, ca femei, capabile să prelucrăm această energie, cum se prelucrează, cum se transformă această energie în materie, în ceva, într-un potențial, în funcție de nivelul de conștiință al fiecăruia. Iar în 10-11, cursul de antropologie, în care voi, curs în care voi detalia ceea ce am vorbit noi în această seară, cursul se numește Cum devii dintr-un om bolnav un om sănătos și este un curs care se desfășoară pe durata a două zile. Este un curs fascinant. Îți mulțumesc tare, tare mult. Mulțumesc, Olga. E interesantă emisiunea, abia aștept să ne revedem, să continuăm. Dumneavoastră vă Sigur. mulțumesc și vă las așa pe gânduri după această emisiune, să vă faceți singuri să o retrospectivă, așa, să vă gândiți pe unde greșiți, pe unde ați greșit, ce mai puteți schimba. Am să vă las și numărul de telefon pentru cei care doriți să mergeți și să vă înscrieți la cursurile Gabrielei. Aveți 0732-298181, este numărul de telefon pe care îl vedeți pe burtieră.
Dacă nu vă răspunde, lăsați un mesaj pe WhatsApp. Mulțumesc, Olga. Și ca de fiecare dată, vă doresc până săptămâna viitoare să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. Mulțumesc, Gabriela, o seară minunată! Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească militară și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.